Discutăm cu Sergiu Tofilat, datorită căruia am aflat că fiecare dintre voi, cei care stați acasă și noi prezenți în studio, lunar, în facturile noastre, plătim aproape 50% unei companii obscure Energocapital offshore, din Transnistria, care este fondată de două companii din offshore, din Belize și din Hong Kong. Sergiu spune că această companie este controlată de Evgeni Șevciuc și Vlad Plahotniuc și, ca să știți, lunar plătiți 12,5% de milioane de dolari acestei companii. Iată așa. Deci pensionarii n-au ce mânca. Foarte darnic poporul nostru. Da, pensionarii n-au ce mânca, în schimb găsesc bani să le plătească lunar 12,5 milioane de dolari. Parcă doar acolo plătim.